Nu știu dacă vă simțiți mai demoralizați când suntem mai puțini. Eu m-am vindecat de mult de boala asta a numerilor. Mai ales dacă ne uităm la carte Iona, că Dumnezeu a întors o întreagă cetate cu fața spre el printr-un singur om. Să să fie Domnul pentru lucrul acesta. Una dintre cele mai grave afirmații pe care am auzit-o anul acesta și incendiară în același timp a fost a lui Phil Johnson la o conferință în Statele Unite pe tema reformei, da, comemorând, celebrând, discutând reforma care a avut loc acum 500 de ani, el spunea ceva de genul acesta. Evanghelicii au astăzi nevoie mai mare de reformă decât au avut catolicii nevoie acum 500 de ani, pentru că evanghelicii se află într-o stare mai gravă decât se aflau catolicii acum 500 de ani, da? din punct de vedere spiritual și moral. Am stat și m-am gândit, am meditat la afirmația asta și m a urmărit de câteva Săptămâni bune de zile și cred că omul acesta are dreptate. Când ne uităm la cartea Iona și în special la capitolul 3, vedem o reformă morală, spirituală, extraordinară care are loc în cetatea Ninive. Însă, este absolut necesar să înțelegem că Cuvântul lui Dumnezeu are aplicații specifice, practice pentru fiecare dintre noi, dacă nu neapărat în domeniile... Uh, Astea descrise în pasajul acesta, cu siguranță în multe alte domenii despre care Scriptura vorbește foarte clar. Și aș vrea să vă sugerez în această după-amiază câteva domenii în care evanghelicii au nevoie de reformă, și uitându-ne la domeniile astea în care este nevoie de reformă, ne putem da seama că afirmația lui Phil Johnson este de fapt adevărată. În primul rând, asta lipsește predicarea expozitivă a Sfintelor Scripturii vă spun deschis lucrul acesta public, am fost confruntat de un, unul dintre conducătorii da, bisericilor baptiste din țară la noi, care așa, pe un ton sarcastic, ironic, m-a întrebat dacă eu cred că Domnul Isus Hristos a predicat expozitiv. Ce, așa, rezint. mă, ce, Domnul Isus a apucat să predice așa la rând de autonomul sau Exodul sau Leviticul? Unii dintre cei mai proeminenți predicatori din țara asta sunt convinși că predicarea expozitivă nu este predicarea biblică. Și atâta timp când avem oameni în țara asta care nu predică tot planul lui Dumnezeu, toată Sfânta Scriptură, nu ne putem aștepta la rezultate, la rezultate binecuvântate de Dumnezeu. Da? Sunt oameni care cred că predicarea expozitivă nu este predicarea biblică. Și asta este un lucru teribil de grav. Nu pot să subliniez cât de grav poate să fie lucrul ăsta. Da? În al doilea rând, conducerea bisericii astăzi este formată de oameni necalificați. Nu vreau să generalizez, dar în foarte, foarte, foarte multe adunări din piața religioasă evanghelică, conducerea bisericii este formată de oameni care nu au nicio calificare biblică pentru a fi acolo. În primul rând, dacă nu sunt calificați să fie presbiteri, nu au dreptul să fie în conducerea bisericii. Scur pe doi. Fără doar și poate. Nu au dreptul să fie acolo și nu vreau să dau exemple. Eu am îndemnat pe aceea cu care am mai discutat. Domnule, luați unul Timotei capitolul 3, luați tit capitolul 1, puneți toate numele la frații din comitet și citiți să vedeți dacă se potrivesc la calificările alea. Dacă nu se potrivesc, nu au ce căuta în conducerea bisericii. Că ea este numit comitet, prezbiteriu sau cum vreți voi să o mai numiți. Astăzi conducerea bisericilor este formată din oameni necalificați. 3. Disciplina bisericii este inexistentă sau abuzivă. V-am mai spus, exemplul acesta este a avut arhi cunoscut în țară, păstori sau oameni influenți de, care, de a căror păcate au, 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 auzit toată lumea, însă biserica nu făcea nimic, nu spunea nimic. Doamne să nu stricăm mărturie. Ce mărturie? Că nu avem. Nu avem nicio credibilitate, nicio mărturie și apărăm o iluzie de a noastră, o mărturie iluzorie pe care de fapt nu o mai avem. Disciplina bisericii, așa cum am învățat, este constructivă, este corectivă, dar este o metodă a harului lăsată de Dumnezeu. Disciplina bisericii păstrează în parametrii normal membralitatea bisericii a unor oameni răscumpărați, regenerați, care se sfințesc și care sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Și împiedică ca lupii, ca falsi credincioși să avungă în biserică și să avungă poate în, în structuri de influență în mod fundamental a bisericii. Patru, familiile au distrus altarele de închinare sau nu le-au avut niciodată. Puritanii disciplinau tații care nu păstrau altarele de închinare în familie. Înțelegeți la ce mă refer. Rugăciune, citirea cuvântului lui Dumnezeu, da? Frecventă. Nu vreau să spun eu frecvență acum, dar frecventă. Eu am crescut într o asemenea familie în care a existat un timp de rugăciune, un timp de citirea cuvântului lui Dumnezeu, o discuție mică pe marginea unui pasaj, ne rugam cu toții și apoi fiecare seocia la som sau ce făceam fiecare dintre noi. Astăzi lucrul acesta este inexistent. S-a inventat această pseudo-lucrare, că nu este lucrarea aceasta, pseudo-lucrare cu tinerii, care deresponsabilizează părinții și spune avem păstorul de tineri, care el trebuie să ocupe de copiii și de tinerii noștri. Și dacă tinerii noștri avun în baruri sau ajung curvari sau ajung hoț sau avut mincinoși, cine e vinovat? Nu noi părinții, că noi nu avem timp să facem lucrul ăsta, ci păstorul sau liderul de tineri care trebuia să se ocupe de sufletul lui. Fals! Fals. Nimeni nu are o influență mai mare decât părinții asupra copiilor. Nu este nimeni care să-ți cunoască copiii mai bine decât să-i cunoști tu. Și tu le știi slăbiciunile lor, tu știi punctele lor tari, tu știi cum să intri cel mai bine în sufletul lui. Cum crezi? Eu am întrebat pe munțul, cum crezi că eu în două ceasuri, într-o sâmbătă, pot să fac ce n-ai făcut tu toată săptămâna? Este absurd, este aberant, la propriu. Aceste lucrări cu tinerii Acum, fratele păstor, chiar îl rog să mă corectez dacă nu e de acord cu mine. Din punctul meu de vedere, cele mai multe dintre ele vin de, direct de la diavolul. Deci sunt direct ideea diavolului. Pentru că ele, în practică, nu că n-ar putea să facă ceva bun, n-ar putea să facă, dar în practică a deresponsabilizat părinții. E deresponsabilizat. Și el l-a lăsat în, în, voia sorții. 5. În slujbe religioase, în foarte multe adunări, familiile sunt dezmembrate, sunt rupte. Copiii sunt într-o parte, tinerii sunt în altă parte și o mică parte din adunare sunt prezenți la închinare. Am urât din temelie lucrul acesta și îl urăsc în continuare cu o ură sfântă și desăvârșită, sper eu. Și dacă nu e așa, Dumnezeu să o sfințească ura asta, dar trebuie să urâm așa ceva. Să nu poți să stai tu cu copilul tău, să stai tu cu soția ta, să stai cu familia împreună să te închin lui Dumnezeu. Copiii nu sunt idioți. Idioți sunt aceia care cred că copiii sunt idioți și nu pot să perceapă lucrurile lui Dumnezeu. Eu aproape înainte să intru în adolescență îmi puneam întrebări fundamentale cu privire la existența mea. De ce m-a creat Dumnezeu? Care e rostul meu pe pământ? Poate nimeni nu dădea 2 lei pe mine și nu se gândea ce trecem prin cap. Dumnezeu ne-a creat în felul acesta. Și multe adunări familiile sunt dezmembrate. În așa fel, lucrările cu tine și copiii de care am amintit deja sunt motorul infantilismului spiritual mai când îți trimiți copiii, eu am participat și am văzut lucrul ăsta, când îți trimiți copiii sau tinerii și să fac tot felul de jocuri idiote și stupide acolo, la un moment dat penibile sau chiar perverse, nu te aștepta că ei să crească spiritual. Eu asta cred. Motorul infantilismului spiritual, analfabetismului biblic, sunt aceste lucrări, aceste false lucrări, pseudo -lucrări. Și nu iasă de acolo nici copiii care îl cunosc mai bine pe Dumnezeu, nici tineri care îl cunosc pe Dumnezeu, ci din potrivă. Ajung să fie injectați și anesteziați la o predicare corectă a cuvântului lui Dumnezeu și la o desfășurare normală a unor slujbe religioase. Doamne, nu mai e jocurile, nu mai e tantamul, nu mai e spectacolul care l avea el la grupele în care am mers. Da? Șapte. Rugăciunea este să bisericii. Dacă a fost ceva care mi-a displăcut total în foarte multe adunări, a fost rugăciunea. Nu rugăciunea per se, dar rugăciunea nea însăși, ci rugăciunile repetate vechi băbești, bătrânești, repetate de 30-40 de ani. Și nu te miri că oamenii nu mai vor să vină la adunare. Că în unele adunări poți să spui, când se roagă fratele, poți să spui rugăciune. Frate, nu te mai rugat, tu că o știm noi, o spunem mai repede decât tine, așa se te, termină mai repede. Că știi deja. Nu este, spurge un spunea la un moment dat, ca să vedem o trezire locală, să vedem o trezire spirituală, între noi trebuie să renunțăm la rugăciunile vechi, învățate pe de și repetate tot timpul. Și să, să roage doar acei oameni care se pot ruga din toată inima și își pot vărsa inima înaintea lui Dumnezeu, că în realitate Dumnezeu nu mă ascultă. Ce sens are să faci o slujbă de rugăciune? În cele mai multe adunări baptiste, ora de rugăciune este o rugăciune, o oră de predicare în realitate. Nu este o oră de rugăciune, este o oră de predicare în care există puțină rugăciune. Eu binecuvântez pe Dumnezeu pentru, sincer vă spun, pentru uh, timpul de rugăciune din această adunare care este așa ca o gură de aer proaspăt în fiecare duminică pentru mine. În al optelea rând, slujirea a fost înlocuită cu politicianism, vedetism și cultul celebrității. Asta este. Astăzi, dacă cineva e celebru, aproape că îi poți ierta orice. Au fost oameni care mi-au spus și ăștia la propriu își merită condamnarea și soarta. Băi, și dacă l-aș vedea eu peste o femeie, ca să nu citezi exact cu ăla, că totuși suntem în adunare, da? Și dacă l-aș vedea cu ochii mei, eu tot l-aș sponsoriza, domnule, pe ăla. Atunci îți meriți soarta, domnule. Tu ești exact ca ăla pe care o... Tu îți meriți soarta. Tu, îți meri... tu dacă te duci, tu te duci în iad și probabil că te duci dacă justifici și așa de ușor, așa de ușor treci peste lucrurile astea. Tu îți meriți soarta și te, chiar meriți să te duci în iad. Tu îți semnezi singur. Când poți să spui asemenea aberații și asemenea absurdități. Dar știi de ce? Pentru că tot ce contează astăzi este să fii celebru, să ai atracții la public, să poți strânge mulțimile, să poți uh, uh, face pe niște oameni să ia niște decizii, să avem niște numere acolo. Este nevoie, frați și surori, de reformă în țara asta, în cele mai multe adunări evanghelice din țara asta, în cele mai multe nevoi. În cele mai multe dintre ele este nevoie de o reformă radicală, nu o reformă de structuri. Nu o reformă de programe, o reformă radicală în cele mai multe domenii. În cele mai multe domenii. Nouă, se practic botezuri fără naștere din nou la scală largă. Dacă vor să căsătorească, vin la botez. Ce să faci, păstor? Scopii de pocăiți. Facă ăștia imediat găști și te o trimiți la plimbare dacă nu-i botezi. Botezuri fără naștere din nou. Că să botează toată trupa, da, vine anul, să botează leatul. Așa e regula, domnule că se căsătorește sau din nu mai știu ce motive. Botezuri fără nașteri din nou. Să conștientizezi ce se întâmplă în realitate. Eu înțeleg ca părinte că ți-ai dorit să-ți vezi copilul în adunare, dar de ce să faci din el un fiu al ghenii care crede că e mântuit când el nu este mântuit și îl anesteziezi și îl vaccinezi împotriva convingerii Duhului Sfânt? Eu spun, ai bine, da, e ok, botează. Când eu știu că el nu e născut din ochi, eu îl cunosc, ce-a fost înainte și ce acum. Și îl împing acolo și el crede că este născut din nou. Și dacă cineva îl cercetează, nu e pentru mine, asta e pentru alții. Eu sunt botezat deja. Botezul a devenit o poartă prin care oamenii nenăscuți din nou intră în biserici ăștia ajung să meargă la orele de rugăciune, ajung să predice și ajung să conducă bisericile. Ce poate să rezulte în urma lucrării acestor oameni? Și totul a pornit de la, aceast, de la acest lucru, botezul, care este, din punct de vedere biblic, o poartă de intrare în adunarea locală. Da? 10. Slujirea și închinarea dată pe mâinile oamenilor imaturi sau necredincioși. Da? În multe adunări, domnule, vrem să ne vedem copiii acolo, să vedem că îi slujesc are 18 ani, 19 ani, 20 de ani, el seara se ducea în bar sau se ducea cu prietenii și să droga sau umbla cu fete și a doua zi vinea, mă, lăsăm, știm că umbla Iurea, vorbește, dar să le, că așa putem câștiga, să lăsăm la orchestră, să lăsăm la cor, să lăsăm la fanfară, să meargă chiar și să dea un îndemn la rugăciune, că așa poate îi câștigăm. Ne-a spus Dumnezeu să câștigăm, să-i suim pe toți la învon sau la cor ca să câștigăm? Asta e metoda lui Dumnezeu de evangelizare. Asta e metoda lui Dumnezeu de câștigare a lucrurilor. Unii este în Biblie așa ceva? Vă întreb. Vă spun. S-ar face un tărăboi în cele mai multe adunări dacă ai introduce condiția aceasta. Cine este născut din nou să slujească la închinare? Sau să conducă în închinarea în biserică? S-ar face un tărăboi ferească Dumnezeu ce s-ar întâmpla. Dacă ai introduce această singură condiție, nașterea din nou să fie, și vă spun, din lucruri verificate și din lucruri pe care le cunosc personal. Slujirea și închinarea este dată prin mâna oamenilor imaturi sau necredincioși. Am avut un viu schimb de vorbe, ca să numesc altfel, cu cineva care mi-argumenta și nu putea să înțeleagă de ce eu spun că Dumnezeu acceptă doar închinarea celor născuți din nou și răscumpărați. Îi se părea atât de absurd și aberant. Dom'le, cum poți să crezi tu un, un păgân da? Un om nenăscut din nou, care refuză oferta mântuirii lui Dumnezeu, e sub mânia lui Dumnezeu, cum poți să crezi că Dumnezeu primește închinarea ta? Dumnezeu, nu ai, ai rezolvat problema principală a ta. Tu nu ești mântuit, tu nu ești născut din nou, tu nu ești păcat cu Dumnezeu, tu ești dușmanul lui Dumnezeu. Cum crezi că poți să vină un om condamnat, sub condamnarea lui Dumnezeu, dușmanul lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu și Dumnezeu spună, primești închinarea ta? Tu nu ești născut din nou, te duci în ea, dar închinarea ta. Este absurd, este aberant, și pe mâna unor asemenea oameni este dată închinarea în, în biserică. Și oamenii se întreabă, domnule, de ce nu se închină adunarea? Cum se închină adunarea când promotorii sau cei care trebuie să conducă închinarea nu au nicio treabă? Nu au nicio legătură cu Dumnezeu decât că sunt dușmanii lui Dumnezeu. 11 învățători de la grupele de copii sau tine sunt necalificați. Nu vreau să vă dau exemple. Nu vreau să vă mai dau exemple. Ori fete, ori băieți care trăiesc în curvie și în tot felul de păcate sau sunt dependenți de pornografie, ori femei care sunt divorțate, recăsătorite sau nu mai știu cu ce să ocupă, el este educatoare de copii, ea, în viața ei poate nu a schimbat un pen la copii, ea vine să-mi educe copiii. Nu mulțumesc! Nu mulțumesc! Făți copii și educați-i! Crește-i în frica și învățătura Domnului! Da? Și uh, multe, 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 multe alte exemple Am auzit de o grămadă de cazuri Am văzut o grămadă de cazuri De oameni care să pretind învățători Și care nu au niciun fel de calificare cu lucrul acesta pus că nu sunt de acord cu structura în sine 12. Muzica din biserici este mai mult cultural decât biblică și a devenit un idol Este mai mult cultural decât biblie Deschide cu cineva Face sensul Deschide cu cineva discuția despre muzica în adunare Deschide, numai deschide Ai să vezi că cei mai mulți oameni nici nu discută despre ce spune Biblia. Și unii dintre ei se duc exact la extrem. Da, David a dansat în adunare. Asta este în adunare, mă scuzați, că David a dansat când a adus chivotul. Da, David a dansat, a dansat în adunarea Domnului. David a dansat și de aici înseamnă că, oh, oricum, noi suntem departe de dans, așa că nici nu mai are sens să discutăm. Nu există un fundament biblic pentru discuție, dar aminte pentru practică. Problema știți care este? Problema este că a devenit un idol. Eu vă spun lucrul ăsta. Scoateți muzica contemporană. Din cele de mai succes adunări din țara asta, dacă le-am putea numi adunări, unele dintre ele sperăm să fie și veți vedea că se vor goli. Vor rămâne oamenii care și-au făcut obiceiul să se duc la adunările alea. Se vor goli. Pentru că atracția nu este Domnul Isus Hristos. Atracția este muzica. Să nu mă înțelegeți greșit. Biserica trebuie să cânte. Biserica trebuie să laude pe Dumnezeu. Dar nu ăsta a fost focusul bisericii primare și nu asta a fost învățătura lui Dumnezeu ca asta trebuie să ne strângă pe noi. 13. Evanghelia este în cele mai multe cazuri ciuntită sau abandonată. În multe, 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 multe adunări, Evanghelia este ceva moralist. Ceva terapeutic, ceva care te face să te simți bine. Domnul Iisus vine să-ți dea cerașa de pe tort în viața ta, vine să te ajute, trebuie să fii mai bun. Aia nu este Evanghelie. În cele mai multe prezentări a Evangheliei lipsește o descriere clară a pocăinței, a ce înseamnă întoarcerea la Dumnezeu, o descriere clară a stării păcătosului înaintea unui Dumnezeu mânios. Ce-i Evanghelia astăzi? Dumnezeu te iubește, am un plan minunat pentru viața ta. Nu vrei să vii la Dumnezeu. Asta nu este Evanghelia. Asta este o travestire a Evangheliei. Asta nu este Evanghelia. În cele mai multe prezentări Evanghelia este ciuntită sau abandonată. 14. Cuvântul este înlocuit fie cu muzică, fie cu alte activități pseudo-creștine. Și nu are sens să vă spun acum, mai ales în perioada asta, tot felul de lucruri să fac. Tot felul de lucruri să fac. Lucruri care scot cuvântul lui Dumnezeu la margine. Într-o slujbă foarte importantă din an, cuvântul lui Dumnezeu are cel mai puțin timp. Îi muzică, îți filme, Îți clipuri, îs pantonime, îs drumul învierii, drumul cruci, marșul, nu mai știu ce, o grămadă de lucruri. Și cuvântul lui Dumnezeu, doamne să nu plecăm acasă, multă adunări, să nu plecăm acasă totuși fără cuvânt. Ne-a mai rămas puțin timp, vă rugăm, nu vă, nu vă, deranjați, mai așteptați puțin să ascultăm ceva. Adică, mă, e penibil să nu citim nimic din Biblie. Cum n-am citit? Dar dacă toți... Înțelegeți? Cuvântul a trecut nu pe locul 2, Cuvântul este marginalizat. Cuvântul este marginalizat și este nevoie mare de reformă. Un alt domeniu. 15. Metodele de evangelizare sunt manipulatorii sentimentale și psihologice. Metodele de evangelizare. Nu mai sunt metodele biblice. Te duci, îți scrii, slipești o foaie cu păcatele tale pe o cruce. Unde vezi în Biblie practica asta? Unii vezi, ridică mâna, repetă nu știu ce, fă tot felul de lucruri care nu au nicio treabă cu Biblia. Știți ce? Să fac lucrurile astea? Pentru că oamenii nu predică și nu au o înțelegere predicatorii întâi de toate, o înțelegere clară biblică ce este pocăința. Dacă ai predicat pocăința clar și nașterea din nou, n-ai nicio nevoie să folosești metode de asta. Niciun fel de nevoie. Nu vei simți nevoia. Nu vei simți nevoia. Dar este mult mai ușor de produs rezultate de genul ăsta, decizii pentru Hristos, este mult mai ușor de produs asta decât să produci pocăință și naștere din nou. În realitate, nu produce lucrul acesta și nu-ți place, pentru că vrei să fii în control. Da? Este nevoie de reformă urgentă, foarte puternică, radicală, metodele de evangelizare. 16. Interesul pentru închinarea publică este extrem de scăzut. Scăzut. Extrem de scăzut, da? Deci nu vorbim de cazuri de boală și așa mai departe. În general, seara sau dimineața să taie la jumătate prezența în adunare. De ce? Că oamenii nu pot veni? Nici vorbă de așa ceva. Că oamenii nu vor să vină. În multe locuri, sărma din ei nici nu ar trebui să se ducă. Da? E, nici nu sunt alternative în multe situații. E, 17. Păcatul curviei este pandemic între tineri. Nu știu dacă sunteți conștienți de ce se întâmplă între tineri. Eu primesc o grămadă de mesaje și pe Facebook mă întâlnesc o grămadă de tineri în tot felul de situații și mulți dintre ei spun deschis lucrul acesta și nimeni nu se ocupă de ei și nici nu știu ce să le mai facă. Păcatul ăsta Curvie a ajuns pandemic. Are, e atât de, de influent și a avuns atât de răspândit încât te întreb care este care nu sunt vinovați de asta. Să nu mai vorbim de alt păcat al pornografiei care este generalizat și care este pentru mulți un subiect tabu, că nu știu ce să mai facă cu el. E un drac care nu știu cum să le exorcizeze și cum să scape de el. Este o epidemie la propriu, este o epidemie și este nevoie de reformă foarte clară, morală și spirituală în punctul acesta. Și ultimul punct care uh, vi-l menționez, Comunitățile regionale, care în sine nu sunt neapărat greșite din punctul meu de vedere, anumite asocieri cu anumite... În fine, este o discuție mai largă pe, pe subiectul acesta. Comunitățile regionale nu se mai ocupă, dacă s-au vreodată, de problemele bisericilor. Nu se ocupă. Îs întâlniri care se fac, păstorii nu pleacă de acolo. Domnule, m-am fost acolo și mă duc la adunare. Ce să facem cu ăștia care sunt uh, uh, dependenți de pornografie? Uite, am discutat cu toți păstorii și am primit niște lucruri clare pe care pot să le fac în adunare. Domnule, dar noi nu se face disciplină în adunare. Să atâția scandalagii, atâția oameni care trăiesc în tot felul de păcate. Uite, am discutat, știu, mă duc cu o problemă rezolvată uh, în adunare. Și știu ce să discut cu frații la comitet și să implementăm ceva, să facem ceva. Uite, frații nu vin la adunare, nu mai iubesc părtășia. Uite, am discutat și lucrul ăsta. Problemele reale cu care se confruntă adunările nu sunt discutate. Politică, bani, pensii, organizații, structuri, asociații, conferințe, de muritoare. Nu sunt lucrurile practice discutate. Că dacă ar fi fost, ar fi văzut. S-ar fi văzut lucrurile acestea. Este nevoie de reformă. Aș putea să mai spun multe, multe, multe alte lucruri, dar probabil că fratele păstor se pricepe mai bine la lucrul ăsta, așa că o să-l las pe el. Ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Am vrut să vă arăt cât de, cât de necesar este pentru noi reforma și ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, în timpul pe care îl mai avem, să vedem cum are loc o reformă după Cuvântul lui Dumnezeu. Cum are loc o trezire spirituală locală după cuvântul lui Dumnezeu. Am citit la un moment dat un afiș, cineva programase o întâlnire din asta spirituală, o întâlnire de trezire spirituală, așa se chema, întâlnire de trezire spirituală. Nu da și ora tot acolo, cine o să vină să facă trezirea spirituală, la ce oră să aibă loc trezirea spirituală. Bineînțeles că nu m-am dus, în realitate nu a fost nicio trezire spirituală, decât să pierd timp, am scris un articol. Și după ce am scris articolul ăla, m-am întâlnit cu păstorul de la biserica aia, nici nu știam cine este păstorul de la biserica respectivă, nici nu mă interesase, m-am întâlnit cu el. Prima dată când m-am întâlnit cu el și m-a văzut în fața ochilor, a dat mâna cu inșa sus. Bă, tu ai scris articolul ăla? Da, eu l-am scris, ce să zic, eu l-am scris. Man. Am, am argumentat că nu putem programa trezirile spirituale, da? că nu putem programa reformele spirituale. Da? În seara aceasta ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem niște pași, niște elemente a unei reforme binecuvântate de Dumnezeu, începută de Dumnezeu. În primul rând, și reforma, nu doar trezirea, reforma spirituală începe cu Dumnezeu. Reforma spirituală începe cu Dumnezeu. Uitați, Dumnezeu l-a trimis pe Ioana... Dumnezeu i-a dat lui Iona mesajul? Dumnezeu este acela motivat care îl motivează și pe Iona să se ducă la Ninive. Reforma începe cu Dumnezeu. Reforma începe cu Dumnezeu, da? Acum, este un lucru pe care trebuie să îl înțelegem aici. Faptul că reforma este inițiată și începută de Dumnezeu, nu înseamnă că eu trebuie să aștept ceva apariții nastea supranaturale sau ceva vedenii care să îmi descopere care este punctul în care Dumnezeu începe să lucreze într-un mod excepțional. Dumnezeu deja lucrează, asta este convingerea noastră. Dumnezeu este deja la lucru în lume. Dumnezeu ne-a dat Evanghelia, Dumnezeu a ridicat slujitori, dacă Dumnezeu i-a ridicat și ne-a dat Evanghelia și există și în toate, înseamnă că Dumnezeu vrea să facă deja ceva. Dacă Dumnezeu naște oameni din nou, dacă Dumnezeu scoate oameni din împărăția celui rău, dacă Dumnezeu scoate oameni din sistemele false religioase și îi aduce la lumină și îi pune împreună, înseamnă că Dumnezeu vrea să facă deja ceva, da? Nu aștept ceva uh, brizbrizuri din astea uh, supranaturale, uh, ceva chestii superstițioase, care să descopere momentul exact în care Dumnezeu o să lucreze într-un mod extraordinar, anormal, da? Dumnezeu este deja la lucru, Dumnezeu a inițiat deja această reformă spirituală, noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și să facem ceea ce Dumnezeu ne-a cerut să facem. Faptul că reforma spirituală este inițiată de Dumnezeu, repet, este foarte important lucrul acesta, nu înseamnă că noi trebuie să stăm cu mâinile semn de ce? Pentru că Dumnezeu deja a început lucrurile, da? Dumnezeu deja le-a inițiat. În al doilea rând vreau să vă uitați la împuternicitul acestei reforme, care este Iona în cazul nostru. Principiul este că un slujitor este împuternicit de Dumnezeu să ducă acest mesaj al reformei. Reforma este promovată prin intermediul unui slujitor. Întotdeauna e lucru în felul acesta. Și aș vrea să subliniez următorul lucru. Dumnezeu nu o să trimită niciun arhanghel, pe Mihail sau pe Grav Gavril, sau ce arhanghel mai sunt, ca să facă reforma în locul celor care ar trebui să o facă de fapt, dar sunt prea lași și nu au curaj biblic, sănătos în dragoste, ca să facă reforma sau să inițieze reforma, da? Dacă eu sunt laș și nu am curaj să spun lucrurilor pe nume, în dragoste, da? În dragoste, cu blândețe, cu tărie, cu curaj și așa cum încere Sfânta Scriptură, dacă eu nu am curajul ăla, nu o să trimite Dumnezeu un înger. Reforma s-a făcut în locul acesta printr-un slujitor împuternicit de Dumnezeu și el s-a dus să vestească acest mesaj pentru simplu motiv că Dumnezeu l-a trimis. Asta a fost singurul motiv pentru care s-a dus, da? Reforma este promovată prin intermediul unui slujitor. Reforma a venit în urma, unui proclam în urma proclamării unui mesaj de avertizare. Vreau să vă spun un lucru. Predicatorul ăștia pozitiv, motivațional, care, în ghilimele ei, nu mă încurajează, nu vor avea niciodată de har unei reforme. Niciodată. Pentru că reforma în sine înseamnă că ceva este rău și trebuie schimbat. Da? Eu nu predic un mesaj de avertizare sau de reformă numai că îmi place să fiu gică contra. Și că mi-ar place să văd slava lui Dumnezeu revărsată într-o anumită comunitate și să văd o transformare spirituală. Eu nu am o boală din asta psihică sau o boală profund sufletească că vreau tot să scot la lumină lucrurile negre. Și din potrivă Dumnezeu îmi deschide mintea să înțeleg vremurile, să înțeleg situația spirituală, morală în care se găsesc oamenii și aduc un, un mesaj de transformare, da? de transformare, de avertizare da? și de transformare. Da? Deși la, este la modă astăzi predicarea pozitivă, motivațională, mie mi-au fost oameni care mi-au spus deschis, mi-au fost oameni care m-au oprit și au spus, domnule, ar trebui să predici mai pozitiv. Predică și tu, la, la, la un moment dat, vă spun, la un moment dat ai impresia că ești într-un film. Că unul nu mă face că cu tine, la propriu, ai impresia că ești într-un fel. Bă, trebuie să mai prezi și tu de dragostea lui Dumnezeu. Băi, pocăința este despre dragostea lui Dumnezeu. Înseamnă o a doua șansă. Cum adică dacă am predicat despre pocăința, uite, bă, să știți, numai despre pocăință, pocăința este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu îți mai dă o șansă. Ce dovadă mai mare de dragoste vrei? Ce vrea să predice că Dumnezeu te lasă în păcatul tău? Aia nu este dragoste. A este abandon, aia este mânia lui Dumnezeu, aia este condamnare. Când Dumnezeu îți face fă tu. Aia este condamnare. Aia nu este dragostea lui Dumnezeu, da? Hai nu este dragostea lui Dumnezeu. Reforma a venit în urma proclamării unui mesaj de avertizare, da? Au observat, începe reforma, reforma, începe cu Dumnezeu, reforma merge printr-un împuternici care este slujitorul lui Dumnezeu. Uitați-vă cum se împrăște reforma în popor. Versetul 5. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vesit un pot și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Și ce este important pentru mine? în textul acesta că reforma se împrăștie în popor de la oamenii obișnuiți. Oamenii ăștia obișnuiți nu zic, domnule, împăratul ar trebui să dea un decret, ceea ce se întâmplă după aceea. Conducătorii acestei cetăți ar trebui întâi de toate să pocăiască că ăștia cei mai corupți din societate, domnule. Că până la urma urmei, de unde s-a propagat nelegiuirea și păcatul în cetatea asta? De la ăștia, că dacă ăștia ar da niște legi mai stricte și dacă ăștia ne-ar da un exemplu și noi am fi altfel. Da? Și lucrul acesta îl găsiți astăzi transpus în adunări, când oamenii de rând spun, domnule, și așa se tergiversează la nesfârșit reforma spirituală și morală. Domnule, păstori ar trebui, nu? Păstori ar trebui, iar trebuie cei care se inițieze, da? Conducători, dacă frații din comitet nu știu ce nu fac, dacă frații prezbiteri nu știu ce nu fac, domnule, cine te oprește pe tine să, să crezi în Dumnezeu, să te pocăiești sincer și să îți transformi viața prin puterea lui Dumnezeu? Nu poți să faci lucrul ăsta fără altcineva. De fapt, această scuză, această aruncare a vinei, care în toare care măsură este uh, adevărată, nu justificată, dar adevărată, are o, o, parte de adevăr în ea, este un mod de a ne scuza pe noi înșine. Da? Noi nu facem că nu fac alții. Nu, niciodată nu poți fi scuzat de lenea mea spirituală și de nepocăința mea prin altcineva. Da? Prin altcineva. Uitați-vă cum se împrăște reforma în popor. În primul rând, Scriptura ne spune că oamenii aceștia au crezut pe Dumnezeu. Învățăm din acest, din acest lucru, din faptul că Biblia spune că au crezut pe Dumnezeu, după aia spune că au vestit un post, după aia că s-au îmbrăcat în saci de la cei mai mici până la cei mai mari. Învățăm din prioritizarea acestor elemente, da? credință, post și îmbrăcarea cu saci, învățăm că credința întotdeauna este metoda lui Dumnezeu. Credința în toate timpurile a fost metoda lui Dumnezeu. Primul lucru care se întâmplă într-o reformă este că oamenii îl cred pe Dumnezeu pe Cuvânt. Dumnezeu spune, starea voastră nu este bună. Dacă mergeți în continuare, mânia mea o să cadă peste voi. Și oamenii încep să-l creadă pe Dumnezeu. Domnule, încep să creadă lucrul acesta. Întotdeauna credința este prima. În al doilea rând, da? În al doilea rând, Scriptura ne arată prioritatea ei, da? Nu doar că metoda lui Dumnezeu în toate timpurile este credința, ci că credința este prioritară. Toate lucrurile decurg din credință. Postul decurge din credință. Îmbrăcarea în sac și. Uh, uh, și în ce nu s-au sau au mai îmbrăcat acolo cum au stat în starea aceea de smerenie, da? Faptul că împăratul și-a dat jos mantia lui și s-a îmbrăcat și el în sac. Faptul că împăratul a pro proclamat și a dat decretul acela de post universal în toată cetatea, arată prioritatea credinței. Primul lucru pe care l-au făcut oamenii aceștia a fost credința. Din credință vin toate lucrurile, Când oamenii nu l cred pe Dumnezeu, toate celelalte lucruri lipsesc. Apoi vedem că credința este întotdeauna productivă. Oamenii spun în scriptura foarte clar. Oamenii au crezut în Dumnezeu și n-au rămas acolo. Și au vestit un post. Astăzi credința este un asentiment. Astăzi credința este o aprobare. Astăzi credința este o încuvințare. Da, suntem de acord cu ce spune Dumnezeu. Asta nu este credință. Asta este. Credința este la fel de folositoare, la fel cum credința dracilor. Ei, ei, ei sunt de acord că Dumnezeu există. Ei știu că vor fi judecați de Dumnezeu. Unii au și întrebat, ai venit să ne judeci înainte de vreme, ei înțeleg anumite vremuri stabilite de Dumnezeu. Ei au înțeles autoritatea lui Hristos, au afirmat, au declarat autoritatea lui Hristos, au recunoscut niște realități spirituale extraordinare pe care nici farisei și cei mai învățați oamenii vremii n-au reușit să le descopere. Dar nu-i ajută la nimic. Credința întotdeauna este prioritară, dar credința biblică, credința ca dar al lui Dumnezeu, credința aleșilor lui Dumnezeu, credința care este o lucrare miraculoasă supranaturală al lui Dumnezeu în sufletul unui om, este o credință care duce la ceva. Este o credință transformatoare, este o credință productivă, este o credință care rezultă în ceva. Noi suntem atât de credincioși pe cât se manifestă credința asta în viața noastră. Atât de credincioși suntem. Credința nu este direct proporțională cu lucrurile cu care tu ești de acord. Eu sunt de acord cu foarte multe lucruri din Biblia, aia nu este credință. Aia poate să fie în cel mai bun caz niște convingeri. Da? O aprobare a unor adevăruri. Asta nu te ajută la nimic. Credința biblică este, da, într-adevăr, o aprobare mentală, ești de acord, în încuvințezi, dar când adevărul acela are un impact în viața ta, transformă viața ta. Și apoi vedem că credința, în locul acesta, ne arată că credința duce la o reformare spirituală, întâi de toate, apoi morală. Scriptura nu spune că oamenii aceștia s-au lăsat de faptele lor, în primul rând. Scriptura ne spune că oamenii aceștia au crezut întâi în Dumnezeu. La finalul pasajului. Biblia spune în felul următor. Dumnezeu a văzut că ceea ce făceau ei, Dumnezeu a văzut ceea ce făceau ei, că se întorceau de la carelor lor cearea. Dar primul lucru a fost credința. Primul lucru a fost credința. Credința ne arată că reforma este întâi una spirituală, nu morală. Aici este confuzia mare făcută. Noi trebuie să ne rezolvăm întâi relația noastră cu Dumnezeu. Dacă relația noastră cu Dumnezeu este corectă, după aceea trăirea noastră va fi corectă, relația noastră cu ceilalți va fi corectă. Asta este și Evanghelia. Evanghelia nu vine să modifice comportamentul nostru. Evanghelia vine să rezolve problema pe care noi avem cu Dumnezeu. Evanghelia nu vine să ne spună, ar trebui să fii un om mai bun. Ar trebui să te porți mai frumos. Uite, ai niște comportamente deviante și Domnul Iisus te poate ajuta să-ți comportamentele acestea. Greșit! Greșit! Fundamental greșit! Evanghelia vine să se ocupe de relația noastră cu Dumnezeu. Oamenii aceștia întâi au rezolvat problema lor cu Dumnezeu. Oamenii aceștia, spune Scriptura, au crezut pe Dumnezeu. Credința este prioritară, credința este productivă, credința este metoda lui Dumnezeu în toate timpurile. Credința ne arată că reforma este întâi de toate spirituală și apoi morală. Și apoi morală. Reforma spirituală a început cu credința. În al doilea rând, reforma vedem în locul acesta că s-a continuat cu post. Știți că și Domnul Iisus Hristos în, în Evanghelie este un eveniment în care leagă credința de post și de rugăciune, da? Credința și post. Zice Domnul, acest soi de dragi nu iasă decât cu post și rugăciune. Și după aceea spune, dar n-ați putut să scoate din pricina credinței voastre. Și te întreb, mă, ce e o lipsit aici? Postul sau rugăciunea sau credința? Că Domnul spune într-un verset că o lipsit credința, în alt verset, în același pasaj, spune că o lipsit postul și rugăciunea sau din pricina acestui soi de dragi nu iasă decât cu post și rugăciune. Adevărul acesta este că există o, 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 relație, așa parcă un cerc vicios între credință, post și rugăciune. Da? Prin post îți întărești credința, dar nu postești decât dacă ai credință. Ele se generează una pe cealaltă. Ele se generează una pe cealaltă. Și vedeți lucrul acesta, ce frumos este portretizat în locul acesta. Oamenii aceștia au crezut pe Dumnezeu și au intrat în post. Ce este postul? Ce este postul în esență? Dom'le, de ce să nu mănânc? De ce dacă cred în Dumnezeu, nu voi mânca? De ce? Care este legătura între astea două? S-ar putea face multe legături. Însă postul este o conștientizare, întâi de toate o conștientizare profundă a existenței unei dimensiuni spirituale. Dimensiunea spirituală în care noi existăm nu este mai puțin reală decât dimensiunea fizică. Faptul că noi percepem din pricina păcătoșeniei și firii noastre pământești, percepem mai slab, mai greu dimensiunea spirituală, nu înseamnă că ea este mai puțin reală. Din potrivă, înainte să existe materie fizică, să existe lumea aceasta făcută de Dumnezeu, Dumnezeu a existat ca ființă duhovnicească. Dumnezeu este Duh. Cine se închină lui, trebuie să închine în duh și în adevăr. Realitatea spirituală este primară. Prin post arăt ca conștientizez această realitate spirituală. Prin post, într-un fel, demonstrez că m-am trezit. Domnule, închinarea. Dumnezeu nu este fizic, nu este mată. Nu poți să-i dau de mâncare lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este mulțumit cu lucrurile fizice pe care le fac. Dumnezeu este Duh. Eu sunt Duh. Eu am un suflet, eu, eu, mă conectez la Dumnezeu din punct de vedere spiritual, duhovnicește. Asta faci, postul demonstrează că ai înțeles existența unei dimensiuni spirituale și de fapt cu cât ești mai materialist, cu atât vei posti mai puțin. Cu cât ești mai materialist, cu atât vei posti mai puțin. Îți va fi mai greu să postești, nu că nu duce stomacul. Nu de asta. Da? Și apoi, prin post, mai spunem ceva. Prin post spunem că depindem de Dumnezeu pentru existență mai mult decât depindem de lucrurile materiale. Adică refuz ceea ce este pentru mine elementar, esențial pentru existența mea fizică. Dar de ce le refuz? Pentru că eu cred că existența mea nu depinde în primul rând de lucrurile materiale, ci depinde în primul rând de relația mea cu Dumnezeu. Înțelegeți? Existența mea, de, prin postă să spun, existența mea, supraviețuirea mea, depinde, bunăstarea mea depinde în primul rând de Dumnezeu și nu de lucrurile materiale. Asta a fost într-un fel și miza în ispitirea Domnului Isus Hristos când Domnul Isus postea. Când satana i-a spus, poți să transform prietele acestea în pâine, dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, fă lucrul acesta. Însă Domnul Iisus îi răspunde, omul nu trăiește nu numai cu, numai cu Pâine, cu orice cuvânt care vine din, cuvânt, din gura lui Dumnezeu. Unii oameni cred că Domnul Iisus Hristos folosește acolo un limbaj așa metaforic. Nu este literal. Literal. Domn, Domnul Iisus citează din evenimentul acela în care Dumnezeu cu cuvântul lui a dat mâncare poporului Israel în pustie. Fără să semene, fără să secere, fără să muncească deloc pentru mâncarea aceea. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu ar vrea ca să trăiesc fără pâine, o să trăiesc fără pâine. Eu nu o să folosesc metoda asta ca să-mi procur pâine. Și nu o să o folosesc că mi-ai spus tu lucrul ăsta și nu în momentul ăsta că nu-i planul lui Dumnezeu așa. Înțelegeți? Când postesc, spun că depind total de Dumnezeu în ce privește existența mea, în ce privește și nu doar existența mea fizică, ci existența mea ca ființă. Eu sunt legat total de Dumnezeu. Asta spun prin post. Și postul este una dintre cele mai clare dovezi. Cele mai clare dovezi ale credinței noastre în Dumnezeu. Doamne, refuz mâncarea, refuz băutura. Pentru mine e o glumă atât de proastă ce fac oamenii la noi în țară când postez de paște de Crăciun. O glumă atât de proastă. Deci au făcut ăștia niște mâncăruri extraordinare de post. Și deci au făcut ăștia niște mâncări. Ai de tot ce vrei. Pizza de post, șaorma de post. Dumnezeu, au tot ce vrei tu de post. Și mănâncă ăștia de post de n-au nicio treabă. De Postul ăla nu pe nimeni la nimic, ascultați-mă, da? Deci e clar. Și după ce o ieșit din post, mănâncă ăștia de nepost, că urlă ambulanțele și smurdo, care mai de care e mai bolnav? Că el o... Ce s-a întâmplat, domnule? O ieșit ortodoxia din post. Frumos post. La ce v vă ajuta postul ăla, da? Ăla nu este post. Ce înțelegere a realităților spirituale este acolo? Ce înțelegere și conectare, dacă aș putea să folosesc termenul ăsta, la dimensiunea spirituală este acolo? Ce relație cu Dumnezeu au oamenii aceștia? Ce au înțeles acești oameni că viața cu Dumnezeu, viața în general, nu depinde în primul rând de lucrurile materiale, ci depinde de Dumnezeu care ne dă toate lucrurile. Și depindem de El în totalitate. Ce privește veșnicia noastră, în tot și în toate depinde de Dumnezeu. Postul este un rezultat direct al credinței. Dar este un lucru foarte interesant. Am luptat puțin cu el în studio. Un lucru interesant pe care îl spune Scriptura în locul acesta Spune că oamenii aceștia au crezut în Dumnezeu Au vestit un post Dar s-au unit în lucrul acesta Dom'le trebuie să postim, asta este soluția Și spune Scriptura S-au îmbrăcat cu saci De la cei mai mari până la cei mai mici în, în această îmbrăcare cu saci Pe care o vedem repetată la împăratul din Ninive Spune Scriptura despre el Și a scos mantea de pe el s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. A dat un decret și a spus în felul următor. Oamenii și vitele să se acopere cu sac și să strige cu... De trei ori, spune Sfânta Scriptură, oamenii aceștia au renunțat la îmbrăcămintea obișnuită. Foarte interesant. Nu știu dacă ați auzit clișeul ăsta uh, pseudo-religios. Pocăința nu stă în haine. Pocăința nu stă în haine. Sună bine, nu? Pocăința nu stă în haine. Mai ales dacă ne plac haine uh, frumoase, hainele de firmă. Pocăința nu stă în haine. Și da, ca și principiu, clișeele astea religioase au produs un analfabetism și o mediocritate spirituală teribilă. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Dumnezeu iubește pe toată lumea. Și tot felul de clișee din astea aruncate în aer. Domnule, totul depinde de voința ta. Trebuie doar să vrei. Tot felul de prostiuțe din astea așa, cum zic, atâta prostie în atât de puține cuvinte, rar mai găsești, da? Dar Pocăiții se pricep foarte mult la treaba asta. Să spună prostii mari în lucruri foarte mici, da? O prostie mare într-o coajă de nucă, nu un adevăr mare într-o coajă de nucă. Bine. E, oricum, dacă vă uitați în textul acesta, uite că pocăința o stat în haine la Niniveni. Nu vezi mare curios? Când Dumnezeu în grădina Edenului a vrut să le dea o lecție spirituală fundamentală la Adam și Eva, care se simțeau goi datorită păcatului, Dumnezeu ce face cu ei? Sacrifică un animal și îi îmbracă. În proverbe critic ni se prezintă o femeie stricată la minte, bună de gură, stricată la suflet, care era îmbrăcată ca o... Ah, pocăința nu stă în haine, frate, nu? Pocăința nu stă în haine. Domnul vindecă pe niște îndrăciți și spune Scriptura că era erau întregi la minte și imediat după ce spune că erau îmbrăcați și întregi la minte. Deci ce s-au îmbrăcat ăștia? Că vin la cap și o scos Dumnezeu Duhul necurat din ei. Prin Domnul Isus Hristos. Acum, ce vreau să spun? Care, care, este, care, este, explicația la faptul că acești oameni și-au schimbat până și îmbrăcămintea? Trebuie să noi să ne schimbăm îmbrăcămintea când postim sau când începe reforma? Cred că accentul este totuși altul. Noi oamenii suntem predispuși spre a pune accent pe lucrurile exterioare care nu au valoare. E mult mai ușor să te schimbi în exterior decât să te schimbi în interior. Tu poți să fii putre destricat pe dinăuntru și în exterior să arăți excepțional schimbarea aceasta chiar exterioară la ei a fost o demonstrație a faptului că ei și-au înțeles atât de profund stricăciunea lăuntrică încât nu vreau să, să mimeze în exterior altceva decât era un în lăuntru. Înțelegeți? Și-au înțeles atât de profund stricăciunea lor în lumina sfințeniei și mâniei lui Dumnezeu care acum le era prezentată înaintea lor prin predicarea și avertizarea lui Iona, care până la urma urmei era un fel de evanghelie în Vechiul Testament, au înțelege atât de profund lucrul acesta încât nu s-au mai preocupat de lucrul ăsta exterior. Nu am mai avut o preocupare pentru aparențe, dar nu am mai avut o preocupare pentru a arăta celorlalți cât de bine o duc și cât de frumos și extraordinar sunt ei. Acum să nu ne înșelăm. Putem să ne schimbăm hainele, să avem cele mai urâte haine. Dumnezeu nu vorbește în textul acesta nicăieri în Biblie de uh, împotriva uh, pregătirii din punct de vedere exterior sau împotriva eleganței, nici vorbă de așa ceva, sau împotriva decenței sau împotriva frumuseței exterioare, nici vorbă de așa ceva. Ci, aici poate să fie o înșelătorie, putem să ne schimbăm haine și să nu avem inima schimbat și nu am făcut nicio afacere, da? E clar lucrul acesta, da? În același timp, cred că accentul pasajului este asupra predispoziției noastre asupra pasiunii noastre, asupra preocupării noastre, asupra atitudinii noastre, asupra focalizării noastre, asupra dorinței noastre. Ce vreau Domnule să fac? Vreau să mă arăt în exterior că sunt bine. Încerc cumva prin aparențele exterioare să acopăr stricăciunea dinăuntru și de fapt oamenii aceștia când și-au dat seama de ceea ce sunt ei cu adevărat pe interior, care este relația lor adevărată cu Dumnezeu, lucrul acesta s-a văzut și în exterior. Prin ce? Printr-o lipsă a preocupării pentru lucruri superficiale, pentru lucruri neimportante. Pentru lucruri neimportante. Sper că ați înțeles ce am vrut să spun, ca să nu. lucrurile se pot duce într-o extremă, da? Sau alta. Lucrurile se pot duce într-o extremă sau alta. Dintr-un punct de vedere, pocăința nu stă în haine, în sensul că cineva poate să fie îmbrăcat foarte decent și să fie la fel de stricat în inimă ca cineva care se îmbracă indecent, da? În același timp, cred că în toate domeniile vieților noastre se va vedea, la un moment dat, sau altul, preocuparea noastră spirituală. Asta este miza, dacă aș putea să spun, sau asta este demonstrația credinței noastre. Accentul meu este pus pe exterior, pasiunea mea, predispoziția mea, înclinația mea, preocuparea mea pentru ce este? Pentru lucrurile spirituale sau pentru lucrurile de exterior care până la urma urmei au o foarte, foarte, foarte mică importanță. Foarte simplu. Reforma la oamenii ăștia a început cu credință, s-a continuat cu post și de fapt în această dezbrăcare de hainele obișnuite și îmbrăcarea cu sac și statul în cenușă a arătat smerirea lor profundă înaintea lui Dumnezeu. Da? Doamne, nu ne mai interesează de ce arătăm înaintea oamenilor. Ne interesează de ce părerea ai tu. Și părerea ta despre noi este una foarte proastă. Da, asta au arătat prin schimbarea îmbrăcămințelor. Că și-au văzut starea în care se găsesc. Și cred că noi putem continua să ne îmbrăcăm cu hainele noastre obișnuite, dar să ne asigurăm că avem inima pe care o avut-o în invenie. Să ne asigurăm că coborâm în acea smerene și acea umilire de sine în care au coborât acești oameni. Care sunt soluțiile date astăzi pentru nevoia de reformă? Am întâlnit oameni care înțeleg și recunosc că este necesară reforma. Am întâlnit oameni. Care soluțiile? Păi soluția biblică e clară, nu? Adică eu vă întreb, ce ai putea să, să interpretezi altceva de aici? Ce ai Au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci la cel mai mari până la cei mai mici. Credință, post, smerenie înaintea lui Dumnezeu. Ce ai putea... Credeți că ar deveni soluția asta pentru reformă foarte populară? Poate cumva, cumva ai reușit, dar mă îndoiesc. Să-i convingi pe oameni că este necesară reforma. Dar credeți că soluția asta ar deveni foarte populară? Am întâlnit oameni care recunosc nevoia de reformă. Știți care sunt soluțiile în general? Chemăm o vedetă, o celebritate care are lipici la public, care e motivațional, care e foarte prezentabil. Chemăm și o trupă de pițipoance care e vestită în țară, care uh, sunt bolnăvite de vedetism. Organizăm o întâlnire de trezire, de nu știu ce. Strângem puhoie de lume și avem senzația că am rezolvat cu ceva problema. Preacă și predicatorul, preacă și trupa de... Uh, erezie, întinare și fraudă, și care a rămas cu ce? Știți care este problema? În ultimă instanță lipsește pocăința. În ultimă instanță lipsește smerirea. În ultimă instanță lipsește umilința. În ultimă instanță lipsește intrarea în post. În ultimă instanță lipsește căutarea specială, profundă, serioasă a lui Dumnezeu. Asta este. Asta este. Dar este mult mai ușor de adoptat metoda aceea pseudo-creștină. Este mult mai ușor de adoptat e, metoda aceea. Vreau să închei în seara aceasta uitându-ne foarte pe scurt la împăratul acesta, pentru că este important, pentru că este important. Împăratul ăsta se supune lui Dumnezeu, spune el s-a sculat de scaunul lui de domnie, da? A avuns la urechea lui vestea aceasta, coborârea de pe scaunul de domnie înseamnă supunerea față de Dumnezeu. Omul ăsta dă cu piciorul în poziția lui într-un anume sens, da? El nu renunță să mai fie împărat, dar coboară de pe scaunul de Domnie ca un semn că se supune lui Dumnezeu, ca un semn că primește mesajul lui Dumnezeu. Primește mesajul lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni, dacă ar fi să facem o paralelă, foarte mulți oameni care sunt în funcții importante în adunări sau în societate, le este greu să se pocăiască datorită faptului că au o, o poziție pe care trebuie să o apere. O imagine înaintea oamenilor. Doamne, noi păstorii nu facem treaba asta. Noi avem o anumită prestanță, noi avem o anumită influență, noi avem o anumită imagine. Noi putem să facem lucrurile astea, noi putem să dăm cu piciorul la poziția. Eu am luptat atât de mult pentru funcția asta, pentru poziția asta, pentru puterea asta. Cum să dau acum cu piciorul la ea? și să mă cobor acolo să mă umilesc cu, cu restul lumii. Să intru în pocăință și în post cu restul lumii. Eu nu pot să fac lucrul ăsta. Că o anumită imagine, domnule. Eu sunt un unul care sunt un, într-o anumită funcție, într-o anumită poziție și nu mă pot cobor de acolo. Uite că împăratul ăsta a intrat în bătălia asta prin post, rugăciune și smerenie și rezultatele au fost extraordinare. Se supune, se smerește, pentru că Scriptura a spune și-a scos mantia de pe el. Mantea împăratului este un semn al poziției lui, da? Mantea împăratului este un semn al uh, uh, poziției lui unice la, uh, la propriu în, uh, în cetatea Ninive, da? Și-a scos mantea de pe el, s-a smerit, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă, da? A șezut în cenușă. Și apoi, foarte important, omul acesta a trimis să dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mamarului lui următoarele. Oamenii și vitele, boi și oi, oile să nu guste nimic, să nu pască și să nu bea apă deloc. Ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la care lor ce și de la faptele lor de asuprire de care le sunt pline mâinile. Vreau să fac o observație sau două în închiere. Din ceea ce observ eu, împăratul ăsta, sau dacă vă uitați la modul în care împăratul tratează problema în Ninive, din ceea ce observ eu, împăratul ăsta este mai duhovnicesc și mai spiritual decât cei mai mulți păstori și predicatori din țara asta. Datorită modului în care abordează problema poporului. Omul ăsta are mai multă lumină spirituală, are mai multă înțelegere duovnicească decât au cei mai mulți pastori protestanți, neoprotestanți sau evanghelici din țara asta. Decât cei mai mulți. Să nu mai vorbim de afară țării, da? Vorbim de curtea noastră. Uitați-vă el spune exact același lucru pe care l-au spus sau urmau să spună mulți profeți în poporul Israel. Aceeași chemare. Vreau să căutați în Ioel, capitolul 1, capitolul 2, în alte locuri din Sfânta Scriptură, unde Dumnezeu face aceeași chemare prin profeți. Aceeași chemare pe care Dumnezeu o face prin profeți, aceeași chemare o rostește împăratul ăsta păgân. Auziți ce spune el. Ioel 1 cu 13, de exemplu. Petreceți noaptea îmbrăcați cu saci slujitoarea Dumnezeului meu. Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Strângeți pe bătrâni și pe toți cuitorii țării și strigați către Domnul. Ce similar cu ce spune împăratul ăsta? Eu el 2 cu 12. Întoarceți-l la, la, mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Da? Cine știe dacă nu se va întoarce și nu, va, nu se va căi? Și cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare? Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Strângeți poporul, țineți o adunare sfântă. Auziți! Aduceți pe bătrân, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță, să se iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndurăte de poporul tău, nu da de o moșteria moștenirea ta, nu o face de a poporului. Cât de similar cu ce face împăratul ăsta. Asta este soluția biblică. Asta este o soluție care a dat rezultate în cazul lor și este singura soluție care dă rezultate înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea este dacă reforma noi o judecăm din punct de vedere al rezultatelor numerice Dacă reforma o judecăm din punct de vedere a ceea ce spun oamenii despre noi Da domnule, acolo au început să crească numărul miseric, Câte botezuri aveți? Câți oameni, câți oameni au început să vină la voi? Nu asta este întrebarea Ci întrebarea este dacă Dumnezeu a confirmat că acolo există o reformă reală spirituală sau morală Dumnezeu n-a întrebat Mă, ăștia au făcut un concert serios de muzică Câți oameni au venit la concertul ăla? Câți oameni au venit la marș în viere? Câți oameni au venit la Drumul Crucii? Câți oameni au venit la seara aia de film religios? Nu asta întreba Dumnezeu. Și nu întreabă Dumnezeu niciodată lucrul acesta. Ci Dumnezeu întreabă dacă am chemat oamenii la pocăință și dacă noi înșine ne-am pocăit. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră și să gândiți lucrul acesta și să spun lucrurile astea, nu să fim critici, ci să ne rugăm noi înșine pentru noi și să ne rugăm pentru restul pocăiților, slujitorilor și păstorilor din țara asta. Câți păstori din țara asta, câți oameni ați auzit că au făcut chemări clare după Biblie la pocăință? Vestim un post, vestim o perioadă de post, de rugăciune. Nu suntem bine, domnule. Uite, din punctele astea de vedere nu suntem bine. Lucrurile astea trebuie reformate. Domnule, suntem departe de a fi reformați, departe de a fi protestanți, neoprotestanți sau evanghelici. Nu mai suntem asta. Nu știu dacă am fost vreodată. Domnule, avem nevoie de reformă spirituală. Și soluția lui Dumnezeu asta este. Nu schimbarea structurilor, nu aducerea a nu știu ce oameni celebri, nu tot felul de brizbrizuri din astea. Soluția lui Dumnezeu este lăsată foarte clară în profeți, soluția lui Dumnezeu este lăsată foarte clară în Noul Testament. Dumnezeu ne spune, prin pocăință, prin rugăciune, prin post, prin smerire, vin vremurile de înviorare. Spune lucrul ăsta în Vechiul Testament, spune lucrul ăsta în Noul Testament și avem un împărat păgând care nu-l cunoștea pe Dumnezeu până la punctul acesta și care ne arată foarte clar că a înțeles mesajul biblic înainte să aibă revelația de a Noului Testament mai bine decât noi care o avem deja. O avem deja, domnule, scrie negru pe alb acolo. Nu ai ce să interpretezi tot felul de, 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 de lucruri aiurea. Sunt deci lucrurile clare, lucrurile se pot înțelege foarte clar. Câți oameni să nu vă mai citiți din împărați? Întotdeauna când împărat a făcut reformă, a făcut exact aceleași lucruri. Post, smerine exact și cenușă, rugăciune către Dumnezeu, strigat și apelat la mila lui Dumnezeu. Asta a făcut. Vă întreb din nou, câți oameni ați auzit că fac chemările astea la păcăință? Nu o să vedem reformă cât e via cu ăsta până oamenii nu adoptă metoda lui Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat și a prezentat deja porunca în Sfânta Scriptură. Până nu ne... Și această sola Scriptura este de fapt probabil prima solă care trebuie recuperată. Că timp credem că mai sunt lucruri pe lângă Biblie pe care le putem implementa, nu ne revenim niciodată, să știți. Ca, uh, ca, nu ca nație, ca uh, mișcare evanghelică în țara aceasta. Ca mișcare evanghelică în țara asta. Uh, nu știu dacă dumneavoastră ați fost în temă cu această mișcare de poșă rugăciune numită străjere. Ați fost în temă. Eu am fost la câteva din întâlnirile lor. <coughs> au fost lăsați în pace. Au fost lăsați în pace, s-au făcut, uh, s -au făcut întâlnirile astea de poșă rugăciune anual. De mai multe ori pe an, cred, trei zile de poșă rugăciune, cam așa era. Și la un moment dat lucrurile au razna. La un moment dat lucrurile au luat razna. Și bineînțeles, frații noștri uh, foarte atenți, au criticat foarte dur, foarte dur predicile pro-prosperitate, ideile astea de vindecare și de sănătate de plină și de binecuvântare de plină al lui Dumnezeu dacă ești pocăit. Bine au făcut! Și ce? De atunci și până astăzi n-am auzit cultul baptist sau conducătorii din cultul baptist să spună Uite domnule, organizăm noi o versiune biblică de conferință de post și rugăciune. Nu vă duceți domnule acolo. Unde să ne ducem domnule? Unde să ne ducem? Unde să ne ducem? Uite, vedem starea precară, vedem starea de slăbiciune, vedem starea aproape de apostazie atâtor adunări și atâtor uh, oameni care sunt în adunările evanghelice. Vrem să ne implicăm, vrem să... Unde să ne ducem? Hai, domnule, să ne unim toți dacă suntem un cult. Dacă suntem o mișcare, ne unim toți baptiști. Hai să ne unim, nu mai baptiști. Uite, nu mai baptiști să ne unim noi și să postim noi după Biblie. Ăștia nu posti bine. Ăștia nu s-au rugat bine, domnule. Ăștia nu s-au închinat bine. Hai noi să ne strângem și să postim noi bine, să ne rugăm noi bine și să ne închinăm noi bine. De atunci și până astăzi nu s-a organizat așa ceva. Putem să organizăm o grămadă de lucruri și să organizează, dar nu se organizează ace... Nu o să vină astfel trezirea spirituală. Nu o să vină altfel reformă. Nici mai vorbim de trezire spirituală. Suntem foarte departe. O reformă locală, minimă, morală și spirituală. Nu o să vină altfel. Pentru că nu există lucrul acesta. Nu există făcut lucrul acesta, care e foarte simplu știu locuri în care frați și surorile s-au strâns la rugăciune și la poș și păstorul n-a călcat piciorul acolo. Viac n-a călcat piciorul acolo. Poate te cea întreagă, bă, fiți atenți, rugați-vă și pentru mine, că da, și eu sunt preocupat cu alte lucruri, politica e mult mai importantă. s au dus și frații și surorile să te acolo la poș și rugăciune. Nu funcționează așa. Nu funcționează așa, să știți, nu funcționează așa. Da? Să nu mai vorbim de aceste pseudo-soluții de care v-am mai amintit, care nu fac decât să ducă mai departe, să ducă mai departe această stricăciune spirituală în care se află deja adunările. Pseudo-soluții. Pseudo-soluții. Nu funcționează. Și într-adevăr am văzut, parcă e o, e o înclinație inclinație naturală. Lucrurile merg prost, trebuie să chemăm pe cineva. Vine un, un guru din ăsta religios care e atât de bazat și atât de bun și de deștept că ăsta o să schimbe. Toată stricăciunea care există la noi. Poți să faci frate Andrei și 50 de puncte și în 50 de puncte să diagnostichezi biserica noastră. Noi chemăm pe unul care în două, trei seri o rezolva problema. Unde e rezolvată problema? Unde e rezolvată problema? Soluția este soluția biblică. soluția biblică este să-L credem pe Dumnezeu, să înțelegem ce spune Sfânta Scriptură despre ce trebuie să fie biserica, ce trebuie să fie pocăițe, ce trebuie să fie creștini. să credem pe Dumnezeu și când vedem că lucrurile nu sunt așa, să ne întoarcem la Dumnezeu, să le pădăm faptele noastre, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să strigăm către Dumnezeu, să apelăm la mila lui Dumnezeu și doar așa putem vedea această reformă spirituală și morală. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi cu ea și Dumnezeu să binecuvânteze toată țara asta cu reformă. Amin. Amin. Și vă mai spun un lucru în, în final. Să știți că lucrul ăsta o să ne coste. Să știți că lucrul ăsta o să ne coste. I, uh, sunt frați care au probleme cu da like la un articol pe care l-am scris. -o. Da like, fu, început să-l urechească, sună telefoane, băi, da like la articolul ăla despre reformă. a Pă, vitula, nu te mai chemăm, nu te mai invităm, nu mai discutăm. Sunt oameni care scriu pe privat, când mai, da, mai arunc câte o petardă, uh, scrie pe privat. Frate, bine ai spus, de ei înainte. Tu, care ești păstor de 20-30 de ani, trebuia să spui lucrurile astea, nu eu. Și am făcut promisiunea asta și o fac oricând public. Când se va ridica un om, când se va ridica un om, fără pată, care să spună uh, lucrurile astea care trebuie rezolvate, eu sunt primul care bucuros mă dau în spate. Să-și ia ăla ca pace, că eu, eu mi-am luat destule. Să-și mai ia și el. Deci mă dau la o parte fără niciun fel de problem. Dar unii sunt oamenii ăștia? Suntem la 500 de ani de la reformă. Te-ai așteptat acum, măcar acum să trezească. Bă, te profităm de ideea asta că e 500 de ani la reformă, scoate mitraliera cu cele mai puternice cartușe și tragem. Bă, lucrurile nu sunt cum trebuie în adunare. Unde sunt strigătele? Unde sunt oamenii care spun, „Domne, nu merg lucrurile bine? Unde sunt oamenii ăștia? Sunt unii puțini dintre ei care scriu puțin așa despre reformă. Prost să scrie, dar măcar să scrie cineva, măcar să-și dea seama că lucrurile nu merg cum trebuie. Dumnezeu să aibă milă de noi și să fim noi oameni aceia care de la, de la locul în care Dumnezeu ne-a pus, în cercul nostru de influență să, să inițiem această întoarcere la Dumnezeu și această reformă spirituală și morală. Amin.